Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre diferența între pomii hibrizi, pomii de intensivă, și pomii pe care îi găseați dumneavoastră în grădina bunicilor. Acei pomi de vigoare mare, pe care nu-i stropea nimeni, îi metea cineva din când în când și chiar și acum, după 60-70 de ani, dau o grămadă de fructe, merg bine, nu au nevoie de tratamente, nu se întâmplă nimic. În schimb, ei au un randament foarte mare, spre deosebire de ceilalți pomi hibrizi pe care luăm din intensive. Bine, vor fi controverse pe aceste teme și știu că sunt foarte greu de găsit acei pomi autentici, dar nu este imposibil să vi creați dumneavoastră. Dar până atunci, haideți să luăm camera, să exemplificăm puțin care este diferența, pentru că am și eu doi pe care o să-i tai și o să-i distrug și o să-i elimin și o să-i arunc din curtea mea. Și ceilalți pomi din grădina mea sunt altoiți de mine, de mâna mea, pe port altoiți sălbatic și fac niște fructe excepționale. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Și haideți să luăm primul exemplu. Dânsul, din spatele meu, care va dispărea cu totul. Dar este un măr, din specia Golden, plantat în urmă cu 8 ani de zile și după cum îl vedeți, fructifică într-adevăr, e plin de burse de rod, este tăiat de mine, este plantat de mine, dar vigoarea lui este una mică, coronamentul, dacă se observă, nu este unul prea puternic, am aplicat tot felul de tăieri, nu vrea sub nicio formă să se dezvolte. Haideți să discutăm și despre celălalt, de lângă el, care are nici mai mult, nici mai puțin de 6 ani. Ia uitați, a fost plin de mere, da? Bogat în coronament, a răspuns bine tăierilor, a mers foarte bine, este altoi de mine. Dacă observați aici undeva jos, dar nu știu dacă se vede, se vede trunchiul altoiului. Pe port altoi, sălbatic. Da? Haideți să ne uităm și la acesta din spatele meu. La fel, frumos, fructifică, excepțional. Uitați-l cât de bine a crescut. I-am aplicat aceleași tăieri, pentru că a fost aceeași mână, aceeași farfecă în toți. Și nu are decât 6 ani. Și uitați-l cât de bine a crescut și cât de bine fructifică. Și așa mai pot fi multe exemple. Haideți să luăm și pe celălalt, de aici, din această zonă. Bine, sunt mai mulți, dar o să vă exemplific pe toți. Așa. Haideți să ne uităm la acesta, de exemplu. Da? Ia uitați-l ce frumos este. Uitați-l cât de bine a crescut, cât de bine a mers. Observați îngroșarea în partea de jos a trunchiului. La fel, pe port altoi sălbatic, creat de mine, plantat de mine. Haideți să mergem și la altul, la fel de frate cu domnul din spate. Să vă arăt, la fel, va dispărea și acesta, cât de curând a fost atacat și de o lepidoteră. Uitați-l aici, haideți să uitați, da? La fel, vigoare mică, susținere proastă, coronament, nu vrea sub nicio formă să dezvolte creșteri, oricât i-aș face regenerare, nu-i merge lui bine, da? Și, dragilor, vă pot da multe exemple. La mine în grădină, cel puțin aici unde fac aceste materiale, am în special, în afară de cei doi indivizi, pomi altoiți de către mine pe port altoi sălbatic cu soiuri nobile. Fructifică foarte bine, răspund foarte bine la tăieri, au o imunitate foarte puternică și mai ales, în special, nu stropesc cu absolut nimic chimic și nu dau niciun îngrășământ chimic, ca eu și copiii mei să mâncăm fructe sănătoase. Acum nu contest producția intensivilor, dar există o diferență. Am și olivezi în care am, într-adevăr, pomi hibrizi pe care îi hrănesc, îi stropesc și așa mai departe, dar acolo urmăresc cu totul altceva. Ce urmăresc? Toți. Adică o productivitate cât mai mare, dar merele sau prunele sau toate fructele respective sunt produse în urma unor cheltuieli foarte mari, dar totodată nu sunt atât de sănătoase ca acestea din spatele meu. Și ați văzut, probabil că prin grădinile caselor mai vechi, pe la bunici și așa mai departe, că avem pomi de peste 30-40 de ani care fructifică foarte bine și că, v-am spus, nu sunt tratați, nu sunt tăiați decât din când în când, în schimb ei merg de minune. Ei bine, așa cum ați văzut și în grădină la mine. Ce vă pot spune? Diferența, că despre asta vorbim, între un pom altoi, un port altoi sălbatic, este că tot ceea ce vine hibridizat trebuie hrănit, adică trebuie să despună de îngrășăminte chimice. Astfel, el nu crește. Trebuie să fie tratat. Dacă nu este tratat, el se îmbolnăvește și moare. Trebuie udat. Trebuie îngrijit ca pe un copil mic, pentru că el pentru asta este creat. Să dea într-un interval foarte scump fructe foarte calitative și foarte rezistente pentru a putea fi vândute. Nu mai contează cui sunt vândute și cine le mănâncă. În schimb, dacă aveți o grădină mică sau aveți o zonă unde vreți să plantați niște pomi în care să mâncați fructe sănătoase, așa cum fac și eu, plantați sau încercați pe cât posibil să altoiți pe port altoi sălbatici. Pentru că aici avantajele ar fi următoarele.
Într-adevăr, sunt pomi de figoare mai mare. Sunt ținuți din tăieri mai greu pentru că au tendința să crească foarte mult. În schimb, sunt foarte rezistenți la boli, sunt imuni, nu au nicio treabă, sunt foarte puțin atacați. Atacă rapă, nu mai atacă de ceva, dar nu ceva foarte grav. În schimb, ei produc foarte bine, se dezvoltă foarte bine și sunt capabili să se hrănească din sol singur, să întrețină singuri, fără ca dumneavoastră să interveniți foarte mult asupra lor. Față de hibrizi, cei care, așa cum ați văzut, nu vor, nu le merg bine, pentru că eu am încercat să-i cresc pe aceștia, la fel ca pe cei pe care i-am altuit eu și nu dau un randament foarte bun. Așa că, dacă aveți o livadă sau vreți să vă înființați o livadă din hibrizii de cumpărat, trebuie să aveți în vedere toate aceste tratamente de la hrănire, săpare, udare, stropiri, 7, 8, 10 stropiri pe an, ca să aveți un pom sănătos să vă dea fructe. În schimb, fructele vor avea probleme, pentru că vor acumula în pulpa lor ceva din substanțele chimice pe care le dați. În schimb, dacă vreți să aveți fructe sănătoase, eu vă sfătuiesc să încercați pe cât posibil să vă învățați să altoiți. Una, că veți simți mult mai bine, dar în al doilea rând, veți avea fructe sănătoase și nu veți sta tot timpul cu chimicale. Spre exemplu, ați văzut că poma mea e o grădină. Dacă eu toată ziua aș sta cu vermurelul, căței mei din spate ar avea de suferit. Copiii mei care vin pe terasă să joace sau casa noastră ar avea de suferit. Solul meu din grădina mea unde mai pun și o legumă, chiar dacă a rămas cu un spațiu foarte mic, ar avea de suferit. Eu mi-aș otrăvi singur pământul și zona. Nu contest sub nicio formă stropirile și lucrările de intensivă. Dar dacă puteți acasă la dumneavoastră, alegeți să trăiți sănătos și să faceți ceva cu mâinile voastre, așa cum a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Dacă vreți să înființați o livadă de producție, ca unde să aveți niște fructe pe care să le vindeți, atunci mergeți pe hibrizi. Ambii sunt la fel de buni, dar pentru grădinile mici, pentru grădinile mijlocii, pe lângă casă sau ceva de genul acesta, eu v-aș recomanda totuși să faceți pe cât posibil să încercați să altoiți sau dacă nu, să rugați pe cineva să vă altoiască, pentru că pom sălbatici găsiți pe peste tot pe unde puteți să altoiți. Vreți prun? Găsiți un zarzăr, un corcoduș. Vreți cais? La fel un zarzăr, un corcoduș. Vreți piersic? La fel un zarzăr, un corcoduș. Vreți măr? La fel găsiți un măr sălbatic undeva. Vreți păr? Găsiți un păr sălbatic undeva. Vreți gutui? Găsiți un păr sau un gutui sălbatic undeva. Vi altoiți și o să rămâneți uimiți de cât de rezistent sunt și cât de bine produc. Dar asta depinde de dumneavoastră. Deci diferența între un hibrid și unul altoit pe un port altoit sălbatic este de vigoare și că cel care vine hibridizat trebuie să vină ulterior după el cu o serie de tratamente și cu o serie de întreținere pentru ca el să fructifice. Plus că durata lui de viață nu va fi una foarte mare. La fel, cei doi indivizi sunt atacați de lepidotere. Ceilalți altuiți de mine n-au fost atacați. De ce oare? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. În schimb, poate voi găsi un răspuns la acest aspect. Așa că cercul acesta vicios, oarecum, trebuie să-l stopați. Trebuie să vă gândiți bine ce vreți și cam acestea ar fi diferența. Acum, dumneavoastră hotărâți. Iar până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!